Școala Gimnazială Ovidiu Însușianu a fost astăzi gazda celei de-a cincea ediție a memorialului Virgil Olteanu. Pe terenul din curtea școlii, cele patru echipe înscrise în concurs au străduit să câștige competiția. Suntem la a cincea ediție a memorialului profesor Virgil Olteanu, profesor care a avut titularizarea la noi la școală, un foarte bun profesor, un excepțional om. S-a ocupat de echipele de handbal băieți, un antrenor deosebit, l-am avut și eu profesor. Și ideea noastră este să promovăm tot ceea ce înseamnă valoare făgărășană. Am văzut în alte părți că fac tot felul de competiții, dar promovarea asta locală cam lasă de dorit. E cazul să ne promovăm oamenii, e cazul să vedem care sunt oamenii de valoare de la noi din zonă și eu sper ca în anii următori să atragem echipe și din altă parte, ca tocmai pentru a ne face cunoscute valorile noastre. Am participat în calitate de organizator alături de colegul meu de la CNL 2 pentru a organiza această cupă profesor Virgil Olteanu, ediția 5-a. E o competiție pentru băieți, handbal masculin, care se derulează acum, în acest moment, și la care sunt patru echipe participante, de la Colegiul Național Radu Negru, de la Liceul Teologic Ortodox, Constantinul Prăbovenu, și Școala Gimnazială Ovidiu Însușianu, cu două echipe. Echipa 1, echipa mare, și echipa de speranțe, cei care vor prelua ștafeta. La finalul competiției, elevii au primit diplome, cupe, plachete, dar și premii.